Eu cu cine votez? E întrebarea la care de acum îți răspunde inteligența artificială. Deși OpenAI a promis că ChatGPT nu o să le facă treaba politicienilor, situația reală este cu totul alta. The Washington Post a făcut o analiză și a demonstrat că ChatGPT scrie texte de propagandă cu care politicienii încearcă să-i convingă pe oameni că merită votul lor. ChatGPT scrie texte de campanie care se potrivesc perfect cu profilul alegătorilor. Tot ce trebuie să facă politicienii este să-i dea un eșantion de vârstă, să-i spună din ce mediu vin alegătorii sau care sunt lucrurile în care cred. Oamenii se tem că inteligența artificială o să devină o armă cu care politicienii îi pot manipula pe alegători, dar problemele apar și atunci când nu folosești inteligența artificială în campanie. După ce a fost ținta principală la dezbaterea candidaților pentru Partidului Republican, Vivek Ramaswamy a devenit ținta lui Eminem. Rapperul american i-a cerut lui Ramaswamy să nu-i mai folosească muzica în timpul campaniei pentru că nu a plătit pentru drepturile de autor. To reality, oh, there goes gravity, oh, there goes gravity, choke. He's so mad that he won't give up that easy, oh, he won't laugh that he knows. Better go capture this moment and hope it all can. Lose yourself in the music, the moment you own. That was a song. Asta susțin și eu, ce am spus și mai devreme și reiterez, că inteligența artificială, având acces la foarte multe informații și la arhivă și la slăbiciunile și la nevoile alegătorilor, poate foarte ușor realiza o campanie de marketing, bine, o campanie electorală, care să atingă sensibilitățile alegătorilor, astfel încât să îi transforme pe niște candidați slabi, neprofesioniști sau care habar nu au ce trebuie să facă, să-i pună în topul listei pentru alegători și să le dea în cap unor candidați care poate că ar fi mai potriviți pentru ceea ce candidează, chit că-i primărie, chit că-i consiliu, chit că-i președinție, bun, dar care nu au acces la tehnologie, care nu au resurse suficiente, care nu au suficiente cunoștințe care să-i ajute pentru aceste campanii. Inteligența artificială este bună pe alocuri, cum am tot spus aici la, știu, în domeniul medical. Spre exemplu, mi se pare fabuloasă pentru că ne ajută să evoluăm foarte mult și să vindecăm și boli și să apară și medicamente noi. Dar, în alte părți, având în vedere că nu este reglementată, poate să facă mai mult rău decât bine. Eu, în continuare, susțin că ar trebui să păstrăm inteligența și creativitatea umană atunci când se poate și când chiar nu este nevoie să apelăm la cea artificială. Eu aș Chit apela că la ne cea. cerem niște hinturi și așa, dar totul să fie făcut de noi. Eu aș apela la inteligența artificială din plin și în politică și în justiție, apropo. Evident, unde intervine diferențierea asta făcută de emoție, pentru că un judecător în cazul justiției, da, sau un politician înțelege și emoțiile oamenilor și știe să ajungă la ele, ceea ce inteligența artificială s-ar putea să nu facă. Dar să analizezi anumite zone, da, anumite segmente de public, de votanți, da, de anumite segmente de electorat și să vezi care sunt nevoile lor reale, poți să o faci efectiv analizând pattern-uri ca inteligența artificială, folosindu-te de motoare din asta de inteligență artificială, fără să violezi date personale și așa mai departe. Da? Vezi tipuri de comportament de grup Aici și vorbim să despre vii să pui inteligența niște probleme de artificială genul ăsta. actuală, Nemo, care nu este reglementată, da? Care intervine și intră abuziv în viețile noastre, chit că vrem, chit că nu vrem, Nu intră chiar pentru abuziv. că află date pe care noi nu le cărora noi nu le-am dat acordul Nu, să fie le-au aflate, dat da? cei Odată. care dețin acele date. Păi da, care ni le-au furat nouă. Pentru că noi nu ne dăm Dacă acordul să plecăm de la știe toată lumea totul presupunerea că despre noi. eu am o bază de date, eu Și aplicația X sau nu știu ce site sunt și am fur niște date personale și le dau la rândul meu inteligenței artificiale, nodurilor lor neuronale dau acces să intre și să culeagă date de la mine, evident, dar nu e vina inteligenței artificiale în cazul ăsta. Și o să spun altceva. Mai devreme ai spus că este foarte bine pentru că analizează nevoile populației. Păi stai așa puțin. Tu ca politician ar trebui să știi ce nevoie are românul. Că vorbim de România, ce nevoie are românul, ce probleme sunt în România și unde ai vrea să lucrezi și cu ce să începi. Nu ai nevoie să te susții în românii datorită inteligenței artificiale și datorită Nu. acestui fake pe care tu nici măcar nu-l simți. Că dacă tu nu simți campania aia, este fix egal cu zero și ajungem tot la România needucată care este acum, ajungem tot la incendii, ajungem tot la femei care nasc pe trotuare, femei abandonate în spitale, etc. Evident, Da? pentru că aici Este vorba intervine și. despre om. Haideți să nu mai punem Da, totul dar în să cărca. vină și inteligența artificială să ofere niște date concrete. Tu știi ce mai face, apropo, Ion al lui Ciucă? N-am mai Nici nu mă auzit de el. interesează. Nu mă interesează, mă interesează pe mine, mă interesează că m-ar fi interesat să funcționeze într-adevăr, pentru că rolul lui ăsta era, da, să culeagă informații de la români, evident, date
cu bună voie, da, fără să încalce GDPR sau așa mai departe, da, să vadă care sunt nevoile românilor. Mi-ar fi plăcut să văd, da, un raport despre activitatea lui Ion, măcar la finalul mandatului lui Ciucă, dar de ce nu și acolo la Ciolacu? Nu știu ce mai fi. Poate îl ține prin vreun dulap pe undeva pe Ion ăla, știi? E foarte simplu să vezi nevoile românilor, te rugăm, Paul. Da, imediat, da. Să vină să spună, uite, domne, Ion al meu a identificat X problemă, aici văd un ajutor în politică. Deci îți spun eu trei nevoi principale ale românilor și mă duc mai aproape, mă duc aici, în proximitate, în București, care sunt nevoile românilor, da? Nu mai vrem trafic, nu mai vrem locuri de parcare, vrem grădini, aici poate păduri, intervine, da? Inteligența artificială, da. Dar de ce nu intervine? Pentru că nu interesează. Inteligența artificială înseamnă un sistem inteligent care să monitorizeze câte mașini trec. În fiecare zi mă duc în Pipera, unde avem birou, mă duc și stăm toți într-o intersecție foarte mare și ne uităm unii la alții vreo 25 de secunde, că nu e sincronizat semaforul ăla. Am făcut niște plângeri să văd dacă se întâmplă ceva. Deci ce inteligență artificială? Fac pariu că trec și trece și cineva. Dar de ce ar trebui să facă lucrul ăla? Deci prima dată trebuie să umblăm nu la competențe, ci la caracter și la motivația oamenilor acela. Referitor la inteligența artificială, din fericire, facem parte din Uniunea Europeană, nu sunt neapărat un fan, dar Uniunea Europeană și-a pus problema anticipativ. Adică, ce trebuie să facem ca să prevenim anumite probleme din viitor? Și avem o lege a Uniunii Europene privind inteligența artificială din iunie 2023. Și foarte, foarte sintetic vreau să prezentăm telespectatorilor următorul lucru. Este considerat risc inacceptabil. Sunt considerate sistemele de inteligență artificială o amenințare pentru oameni și vor fi interzise. Ele includ trei lucruri. Manipularea cognitiv-comportamentală a persoanelor sau a anumitor grupuri vulnerabile, adică, ce înțeleg eu aici să decriptez, cu un nivel educațional mai precar, care nu pot să-și dea seama de anumite capcane. Deci ei sunt protejați. De exemplu, jucării activate prin voce care încurajează comportamentul periculos la copii. 2. Scorul social, clasificarea persoanelor în funcție de comportament, statut socioeconomic sau caracteristici personale. Sisteme de identificare biometrică în timp real și la distanță, cum ar fi recunoașterea facială. Ce înseamnă asta? India a implementat de aproape 10 ani de zile, India și China, dar și sunt China, sisteme da, diferite. În China este alt sistem, dar cu rezultate similare. Hai să luăm China. În China este dictatura transparenței. Dacă vrei să iei, este și un film despre o distopie. Dacă vrei să iei un credit, este analizat, tu ești analizat câte sticle de vodka ai cumpărat, cum îți conduci mașina, sistemele îți monitorizează, te identifică inclusiv după mers. Deci tu ești văzut peste tot. Vrei creditul, intri pe un anumit grad de risc. Într-un fel, poate să fie ceva benefic. Nu știu, mi se pare că e un pic prematur. Adică te gândești, dom'le, un om fumează, altul nu fumează. Păi probabilitatea să se îmbolnăvească fumătorul sau cel care consumă alcool este mai mare. Ar putea să plătească un impozit mai mare. Nu știu dacă este etic sau nu este etic. Dar concluzia referitor la... Dar nu se întâmplă același lucru când semnezi pentru un credit sau pentru ceva la bancă, te întreabă pentru asigurarea creditului. Sunteți fumători, sunteți conduceți. Dar referitor la inteligența artificială și pe noi, ca și psihologi, ne bucură acest aspect, nu numai că ne-ar canibaliza, dar pentru că la fel ca majoritatea sau poate toți psihologii și psihoterapeuții din România, cred cu tărie în cuvinte precum etică și deontologie. Adică e o profesie care nu prea ar trebui să fie de vânzare așa. Pe de altă parte, vorbeați de politică și de așteptările de la politicieni. Mark Twain, avem cu multe citate, dar referitor la politică, citatul care îmi place cel mai mult este: dacă votul nostru ar conta cu adevărat, atunci nu am mai avea drept de vot. Ce? În viață, ca să poți să fii fericit, trebuie să-ți setezi corect așteptările. Dacă îți setezi corect așteptările, fie că ești american, fie că ești român, fie că ești francez, și așteptările tale sunt ca acelor politicieni, în ansamblul lor sunt și excepții, ca lor să le pese de tine, este o eroare. Doar mecanismele de control îi pot face să le pese de tine. Deci, dacă revenim la Mark Twain, ce concluzie tragem? Dacă votul nostru ar conta cu adevărat, atunci nu am mai avea drept de vot.
Eu trag concluzia că Mark Twain a fost scriitor de citate pentru că prea multe, prea multe vindere l-am iubit. Și gândiți-vă că în România de cele mai multe ori, dacă nu din nefericire întotdeauna, alegem jumătatea mai puțin goală. Maximum și hiperbola a politicii românești a fost, pentru mine, nu vreau să generalizez, a fost când societatea românească a avut de ales între Ion Iliescu și Vadim Tudor. Ceea a fost magnific. Ce facem? Mergem la vot, nu? Și am mers la vot să-l aleg pe Iliescu. Același lucru s-a cam întâmplat și cu Iohannis și Viorica Dăncilă, când s-a speriat puțin lumea și la fel a mers la vot și a ajuns să... Sunt dator să fac o scurtă observație. A fost un pic de panică și au zis că... Sunt dator să fac o observație. Nu am avut absolut niciun fel de respect pentru doamna Viorica Dăncilă. Până când, într-o zi, am nimerit amândoi în platou. Ar fi, dacă nu aș vorbi acum și nu aș lua atitudine, ar fi ceea ce se numește discriminare pasivă. Deci nu pot să intru în zona aceasta. Și deși aveam negativ, este puțin spus ce părere aveam despre domnia sa, dar am auzit-o vorbind și a spus așa, de ce politicienii români, atunci când pot, nu iau atitudine și își pleacă capul. Da. De ce trebuie să facă lucrul ăsta? Și a venit cu argumente. Toți ceilalți din platou au intervenit peste dânsa. Eu foarte rar intervin peste altcineva, dar am intervenit pentru că acest om a spus cu statutul fostului prim-ministru al României acest lucru. Și acest lucru pentru mine este de respectat și a dat argumente acolo. Până să o văd din această postură ipostază, sincer aveam părerea că este cel puțin agramată. Dar mi-am dat seama că, din punct de vedere profesional, și eu am fost într-o eroare. Și că erau doar emoții. Emoții foarte mari. Cel mai probabil. Și... Nu știu dacă mai candidează, n-am nicio miză. PSD-ul, la dumneavoastră, sunt pentru prima dată în emisiune. PSD-ul e cam la sfârșitul listei mele de alegători. Dar nu mai e PSD, are, cum se numește, și scapă acum. Nu știu, dar eram dator cu acest, pentru că am văzut-o, eram dator cu această observație. Da, foarte bine. Ceea ce spuneam eu este faptul că îi mai scoate pe român la vot, deși știu că nu e neapărat cel pe care îl votează reprezentant pentru ei, dar doar din dorința de a nu ieși cineva, pune românul ștampila pe altcineva. Din păcate, da. Hai să mergem și la Sibiu, la Laura, cu această campanie electorală care ar putea să fie scrisă de ChatGPT. Laura ar avea efect în România? Noi avem oricum la fiecare alegeri avem parte de campanii artificiale. De ce să nu avem parte și de o campanie făcută de inteligență artificială? Ar fi ceva nou. Poate așa am scăpat de mesajele pe care le dau politicienii, care sunt de cele mai multe ori plictisitoare și care par că sunt făcute de același comunicator. Îți aduci aminte de mesajul pe care l-au pus cei de la primăria Crevedia la câteva ore după dezastrul de acolo, de la stațiile GPL, care este nu doar o prostie de neimaginat, dar este atât de agramat încât ceva mai rău nu poate exista. Cam aceștia sunt politicienii noștri, cam aceștia sunt comunicatorii pe care îi avem și astfel de campanii fac. Și poate că dacă am avea inteligența artificială în campania electorală, nu am mai avea campanii artificiale. Mulțumim, Laura!